generali, domnilor amirali, domnilor ofițeri și subofițeri. Pe 29 iulie, în fiecare an, sărbătorim ziua imnului național. Astăzi, în întreaga țară, în toate garnizoanele, Ministerul Apărării Naționale, împreună cu autoritățile locale, cu prefecturi, cu primării, organizează ceremonii dedicate acestui important simbol al națiunii române. Așa, după cum știți, Armata Română și, în general, instituțiile militare sunt cele care respectă cel mai mult simbolele naționale, fie că este vorba de drapel, fie că este vorba de stemă sau de imnul național. De altfel, simbolele naționale le găsiți pe uniformele militarilor români și acești importanți ambasadori ai României în lume, prin prezența lor în teatrele de operații, sunt respectați pentru ceea ce fac, pentru pacea și stabilitatea lumii. Dar în toate misiunile, militarii sunt însuflețiți de simbolurile naționale. Orice ceremonie, orice festivitate militară nu începe până nu se intonează imnul național și până când nu se dă onorul drapelului, tricolorul, drapelul României. De aceea cred că și societatea civilă și cei care își desfășoară activitatea în alte instituții ale statului român decât cele militare, trebuie să facem mai mult pentru a fi mândri de simbolurile noastre, a fi mândri de ceea ce înseamnă român, a fi mândri de ceea ce românul reprezintă în lume. Vedem la competiții sportive, amintea doamna profesor aici că l-ai mulțumesc pentru felul în care a prezentat acest simbol important al României, dar revenim la sportivi, întotdeauna ne tremură sufletul, suntem emoționați atunci când vedem că drapelul României se înalță pe Qatar, însoțit de acordurile imnului național. Să fim mândri de simbolurile noastre, să fim mândri că suntem români și sigur că într-o asemenea frumoasă zi, într-o zi când onorăm unurile de simbolurile naționale, nu pot decât să vă doresc sănătate, să vă doresc la mulți ani cu ocazia zilei imnului național și să vă mulțumesc că sunteți prezenți în toată țara, în mare municipii, în orașe, dar și în alte localități, la ceremonialul militar organizat de către instituțiile militare și autoritățile locale cu ocazia zilei imnului național. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate și numai bine. Urmează un scurt moment artistic. Pentru început, muzica militară a regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul din București va interpreta câteva piese instrumentale.
urmează un moment poetic în interpretarea elevilor Vanessa Bronz, Raul Crista și Andreea Holvoș din ansamblul folcloric Mungurelul Bihorului al Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir Oradea, sub îndrumarea doamnei profesor Doina Lung. E scris pe tricolor unire, la cea mai mare înălțime, o fată curajoasă la purtat, un român patriot adevărat. Din nou, tricolorul românesc e ridicat la înălțime, iar patriotismul strămoșesc în sufletul nostru le vine. În lupta noastră cu dușmanul, a fluturat pe front, în luptă cu el am învins iataganul și țara nu ne-a fost răpită. În genunchi, la steagul țării, români, să depunem jurământ, că tot mai sus, în largul zării, vom ridica drapelul sfânt. Drapelul. Descoperă în fața drapelului ce vine, purtat de mâini voinice, în sunet de fanfare, în fiorul de mărire, ce-și taie drum prin tine, vorbește vitejească, străvechea îmbărbătare. Descoperă-te în fața drapelului ce vine, eron de gloanță steagul, dar soarele se adună, și firele-i de aur se aprind în foc și arc. Mătasea învechită, acum mai o cunună și nu mai pare zdrențe al patriei stindar. Căci razele de soare pe fruntea lui se adună, cu soarele în creștet pornește tricolorul și goarnele răsună și inimile bat. Cu ochii plini de lacrimi se oprește trecătorul, un frate scump îl vede în orice ce soldat. Și toți sunt mai în clipa când trece tricolorul. Ce mari sunt toți acum, drapelul zdrențuit. E mult mai sfânt ca pânza bogată din altar. Nu fumul de tămâie și nu sfințitul dar, ar cu mine căturii, cu roșu l-au stropit, ci sângele atât ar Hristos ce s-au jertfit. E mult un trup străbun de gloanțe, fumața lui de altar, și soarele, și ploaia, și vântul l-au boltit. Închină-te când trece drapelul strânsuit. Drapelul e mărturia izbânzilor trecute, mândria cea de astăzi și visul necurmat. Tricolori. Străine pofte ne-au răpit, când via dulce, când ogorul, dar nimeni nu a izbutit din piept să smulgă tricolorul. Fusese vremea mult prea cruntă și atât ne-a arsă din sudorul, că azi ne strângem și la nuntă și la botez cu tricolorul. Atât de minunat scânteie, de crescă de pe bolți albastre, l-a rupt Hristos din curcubeie și l-a dat românii noastre. E cal sub el, cal sub o rană, ce-a chinuit Mântuitorul. E cald în țara ce Ștefană, mi-ncălzește tricolorul. Trei culori și o singură iubire românească. Trei culori și o singură credință românească. Trei culori și o singură vorbire românească. Trei culori și o singură ființă românească.